Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 16. Vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu cu toată atenția, este cuvântul sacru. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc scara mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila. Și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și i-au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temnițe și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și i-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină. A sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm în următoarele minute, vorbește. Amin. Prinde atenția noastră. Te rog să vindeci rănile noastre. Amin. În numele Domnului Iisus, vindecă bolile noastre. Amin. Te rugăm, Doamne, să te atingi de mintea noastră, de inima noastră și să o deschizi. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, te rugăm să pătrunzi adânc în intimitatea inimilor noastre, a Duhului nostru, în toate cotloanele unde mai există întuneric, unde mai există rău, și curățește și dă viață și dă lumină spre slava numelui Tău, Tată. Aleluia. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună seara! Iisus Hristos este Domnul! Amin. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor este, într-adevăr, cel mai important capitol din întreaga Biblie. Pentru că în Fapte 16, în textul acesta, care face parte din capitolul 16, Duhul lui Dumnezeu face niște minuni extraordinare. De fapt, miracolele sau minunile sunt evenimente și fenomene care nu pot fi explicate. Miracol este un fenomen sau un eveniment care se petrece în viața cuiva și n-are explicație umană. Ei, în capitolul acesta, Dumnezeu face câteva miracole și este clar că miracolele acestea sunt de origine divină. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor este capitolul deschiderilor. Pentru că în textul acesta, Duhul lui Dumnezeu
deschide ucenicilor calea spre Europa. Poate că nu știți, sau poate că n-ați știut, sau veți ști în această seară, capitolul 16 din Faptele Apostolilor este capitolul prin care Duhul lui Dumnezeu ne spune cum a ajuns pentru prima dată Evanghelia în Europa. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor descrie prima săptămână de evangelizare din Europa. Însă Duhul lui Dumnezeu deschide ucenicilor și apostolilor calea ca Evanghelia să fie vestită în Europa. Și asta se întâmplă în Fapte 16, în Fapte capitolul 16. Și pe urmă se mai petrec câteva miracole în pasajul acesta, începând cu versetul 16 pe care eu l-am citit adineauri. Tot în Fapte 16, începând cu versetul 16, când Pavel și Sila sunt arestați și aruncați în închisoare pe nedrept, Dumnezeu se coboară în închisoarea aceea și deschide toate ușile, deschide Dumnezeu toate legăturile și Dumnezeu mai face încă ceva. Dumnezeu deschide toate inimile. Se pare, după cum eu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și după cum înțeleg Evanghelia, că unii dintre noi și inima unora dintre noi se va deschide doar după ce Dumnezeu îngăduie să trecem printr-un cutremur. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 16, inima temnicerului, a șefului, a eluia care se pare că îi păzea și avea în grijă, inima individului eluia era atât de împietrită. Era un roman obișnuit cu orice, inclusiv cu execuții, cu torturi de tot felul. Și romanul ăsta nu era interesat în Dumnezeu până când Dumnezeu nu i-a cutremurat închisoarea. Și în momentul când închisoarea s-a tremurat și toate temeliile pe care el își așezase viața s-au clătinat, individul acela imediat a răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Există unii oameni, unii tineri, adulți, bătrâni între noi, poate în această seară, sau care ne ascultă pe internet și inima lor este atât de împietrită. Îți vă dau o veste bună. Când Dumnezeu vrea să te mântuiască, oricât de împietrit ești, fii atent. Trimite cu tremurul la tine. Și așa te boxează Dumnezeu și te prinde în colț. Și vreau să vă spun ceva. Din orice luptă în care boxez cu Dumnezeu, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Să nu uitați asta niciodată. Însă, încă am găsit câteva miracole în Faptele Apostolilor, capitolul 16, și câteva paralele. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, Petru este în temniță de data aceea. Și în Fapte, capitolul 12, temnița se deschide în mod miraculos. În Fapte 16, temnița din nou se deschide în mod miraculos. Se pare că Duhul lui Dumnezeu este specializat în miracolul acesta de a deschide temnițe și de a deschide uși. De fapt, Dumnezeu este Cel ce deschide orice legătură, rupe orice zăvor și deschide orice inimă, slavă lui Dumnezeu. Vom mai găsi niște asemănări și niște paralele între Petru și Pavel și Sila. Petru în închisoare, asta este o chestiune diferită de data asta, Petru în închisoare, în Faptele la capitolul 12, doarme puștean și atât de tare doarme Petru, apostolul, încât îngerul, când coboară cu toată lumina aia lui acolo în întunericul închisorii, nu-l trezește pe Petru. Dormea tipul butuc. A trebuit, dar era înaintea persecuției. Ăla este somn sănătos. Fără ajutorul farmaciei. A doua zi dimineața, Petru trebuia să moară. Irod i-a pus gând rău. Petru trebuia să moară și știi ce face Sfântul Petru? Înaintea execuției, tipul doarme. Dar nu doar mult. Buștean. Vă pun o întrebare. Și întrebarea este cunoscută. Dacă ai ști că mâine, la ora 8, urmează să fii executat, ai dormi în noaptea asta? Nu răspundeți cu voce tare. Nu vă priviți. Vă spun însă ce a făcut Sfântul, Apostolul. Omul nostru, ucenicul Domnului, dormea. Petru dormea în închisoare și dormea atât de adânc încât îngerul a trebuit să vină și să-i dea în cot ca să-l trezească. Că Petru nu se putea trezi atât de bine și atât de adânc era somnul lui. Pentru că m-am gândit, oare de ce a dormit Petru? Oare o fi luat un calman, ceva din ăsta
care să te adoarmă un pic. Nu. Cu ani de zile înainte, Domnul îi spusese că nu o să moară când vrea Irod, ci o să moară când va îmbătrâni. Și el nu era bătrân atunci, era doar pe la mijlocul vieții, așa cum sunt eu. Mulțumesc de încurajare. Sunteți foarte drăguți cu mine seara aceasta. Însă Petru în închisoare dormea buștean. Pavel și Sila în închisoare cântau. Petru dormea, ăștia cântau. Vă pun o întrebare. Care era mai spiritual? Petru, care dormea, sau Pavel și Sila, care cântau? Nu răspundeți cu voce tare, să nu ne certăm. Însă, vă mai spun o chestiune care am găsit-o și mi se pare superbă. Și Petru, și Pavel, și Sila, în închisori diferite, în ani diferiți, erau arestați pe nedrept, bătuți, batjocoriți, umiliți, cu picioarele și cu mâinile în butuci, în cătușe. Ăsta este corespondentul de astăzi. Însă niciunul nu era copleșit de circumstanțele lor. Era, viața era nedreaptă cu ei, oamenii au fost nedrepți cu ei, însă niciunul nu s-a lăsat copleșit de depresie. De depresie. Ei nu s-au lăsat copleșiți de necaz. Ei nu s-au lăsat speriați și panicați de circumstanțe. Ei nu s-au lăsat dominați de nedreptatea și de atacul la care a fost supus. Ei nu erau sub circumstanțe, ci oamenii aceștia erau deasupra circumstanțelor. Slavă lui Dumnezeu! Copiii lui Dumnezeu și ucenicii lui Iisus Hristos nu se lasă controlați de circumstanțe, nu se lasă dominați de circumstanțe, nu se lasă speriați de circumstanțe, ci ei sunt deasupra circumstanțelor, pentru că Dumnezeul lor este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slavă lui Dumnezeu. Aseară și azi noapte n-am dormit absolut deloc bine, că un individ m-a supărat, nu m-a speriat, m-a supărat. Mi-a dat 70 de apeluri. 71, mai bine zis. Și pe la apelul 15 era no name din ăsta, no number. Și eu nu prea răspund la numere neafișate, că am mai avut experiențe de genul acesta, urâte. Și când am deschis telefonul și am zis alo, a început să mă înjure. Nu râdeți. Că nu-i de râs. Dar a început să mă înjure tare. Și când am văzut despre ce e vorba, am închis. Dar am pus pe silent și am vrut să văd ce se întâmplă. A continuat și toată noaptea a sunat. Toată noaptea a sunat. Deci ore întregi suna, închidea, iar suna, iar închidea. Eu am adormit la un moment dat. Nu zic, dacă vrei să te joci, joacă-te, dar nu cu mine. Însă știi ce? Când am văzut răutatea lui, când am văzut ura lui față de mine, știți că nu m-am simțit bine deloc? Și intimidări, amenințări. Asta era ideea. Să mă intimideze, să mă amenințe, să mă sperie, să intru în panică. Eu știu cine l-a plătit, habar n-am cine. Eu nu mai cred în securitate astăzi. Că face așa ceva. Dacă eram vremea comunistă, bine, eram obișnuit pe vremea aceea cu așa ceva. Adică cu telefoane de amenințare, cu ofițeri care să te amenințe cu moartea. Dar am crezut că am scăpat de așa ceva. Dar iată că n-am scăpat. Însă știți ce? Toată noaptea am visat, mă trezeam, eram atent la orice, zic, băi, să nu mă atace careva, că spun pe, să nu, trebuie să fiu pregătit și eu. Am pregătit lângă mine, cine aveam nimic să mă apă, zic, o sunt pe nevastă mea. Cine, da, soția mea era la 2 ore distanță de mine. Însă am dormit. Dimineața m-am trezit și am zis, stai un pic, Domnule, stai un pic, că nu mă simțeam, când cineva te amenință și te înjură, nu te simți bine deloc. Să știți asta. Să nu vă doriți așa ceva. Și mai ales când vezi 71 de apeluri și ăsta, de 71 de ori, cred că ai țăcălit, că altfel. Cum poți, adică, ce părere ai putea avea de un asemenea om? Însă, știți ce am hotărât? Să nu mă las condus și afectat de circumstanțe. Am zis, am credință în Dumnezeu că El mă scapă și de asemenea atacuri. Am credință că sângele lui Iisus Hristos și prin credință sunt păzit de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Amin.
Ceea ce mi-a plăcut mie, și așa am învățat asta din cuvântul lui Dumnezeu, ce mi-a plăcut mie și la Petru, și la Pavel, și la Ioan, și la Sila, textul pe care l-am citit, niciunul dintre acești ucenici ai Domnului nu s-au lăsat compleșiți de circumstanțe ce erau deasupra lor, slavă lui Dumnezeu. În toate cazurile, și Petru, și Pavel, și Sila, toți părăsesc temnița. Când Dumnezeu deschide ușa, știți ce face Scriptura? Petru părăsește temnița. Însă când Dumnezeu în Filipii deschide ușa temniței unde era Pavel și Sila, ăștia rămân în ea, dar o părăsește ceva mai târziu. Ceea ce iarăși m-a impresionat foarte mult este că prima săptămână de evangelizare din Europa este descrisă în Fapte 16. Însă am mai descoperit încă un lucru foarte frumos în Fapte 16. Ne vorbește despre prima săptămână de evangelizare din Europa, însă tot în Fapte 16 avem primul concert creștin din Europa. Pavel și Sila cântau în duet, băieți. Nu știu, ați cântat voi mai bine ca ei? Ei mai bine ca voi? N-am idee. Nu știu dacă Pavel era afon, nu știu dacă Sila era afon, sau a cântat pe o voce sau pe două voci. Cândva în ceruri, probabil că o să aflăm. Știți că totul se filmează. Totul se filmează. Așa cum se filmează și în seara aceasta aici. Însă avem primul concert de muzică sacră din Europa. Însă acum aș vrea să trec puțin la cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru mine și pentru noi aici, în această seară la Stânca. Versetul din care aș vrea să predic, asta a fost doar introducere. Mulțumesc pentru amintiri puternic. Cred că vreți să mai ascultați de băieți. Însă, aș vrea să rămânem câteva minute, nu foarte mult, în Fapte 16:28. Pavel a strigat cu glas tare așa. Să nu-ți faci niciun rău. Aici vreau să rămân. Să nu-ți faci niciun rău. Să nu-ți faci nici un rău. 6 cuvinte. Să nu-ți faci nici rău. Erau arestați, ei îl lăudau pe Dumnezeu și îl cântau pe Dumnezeu. Însă ceea ce vreau să vă spun, bazat pe cuvântul pe care l-am citit în această seară, Pavel și Sila, la miezul nopții, spre surprinderea mea, nu dormeau, nici nu căscau, ci Pavel și Sila, la miezul nopții, în pușcărie, făceau două lucruri, cel puțin, dacă nu cumva trei. Se rugau și cântau. Dar nu cântau orice, ci cântau cântări de laudă. La miezul nopții, în pușcărie, umiliți, bătuți, arestați pe nedrept, cu picioarele în cătușe sau în butuci, cântau. Dar cântau nu orice fel de cântare și nu cântau cântări de jale și nici manele. Ăștia cântau cântări de laudă aduse la adresa lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi permite să vă dau un sfat și să învățăm ceva de la ei. Atunci când suntem în necaz, când te-a copleșit durerea și ești tratat urât și viața nu se poartă frumos cu tine, atunci când ești necăjit și totul în jurul tău este întuneric, fă două lucruri. Fă ce-a făcut ei. Roagă-te și cântă cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Amin. Nu cânta cântări de jale, cântă cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Știi de ce? Auziți ce s-a întâmplat? În versetul 24, zice, nu, versetul 25, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Amin. Și ce cred eu că cântau ăștia? Bucurați-vă în Domnul, zic, chiar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă în Domnul, zic, chiar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, chiar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, chiar zic, bucurați-vă. Știți? Ăștia cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu cântau orice cântare, ci cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Și auziți ce se întâmplă în versetul 26, în versetul următor. Deodată, în timp ce ei se rugau și vorba au început să-L slăvească pe Dumnezeu și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, deodată, s-a
S-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa că s-au clătinat temeliile temniței. Și acum să vă traduc ce s-a întâmplat. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Zaia. Când noi îl lăudăm pe Dumnezeu, vine Dumnezeu dinamic în mijlocul nostru. Amin. Biblia spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor bisericii sale. Și noi suntem biserica lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și când biserica laudă pe Dumnezeu, Dumnezeu vizitează biserica aceea cu slava sa, cu puterea sa, cu dragostea sa și chiar cu cutremurile sale. Eu, pe la evanghelizări, am ocazia să vizitez multe biserici în perioada asta rece. Zeci de biserici. Pentru unele biserici intru și parcă intru în frigider. Biserica cântă. Se închină. Dar tot îți mototori, îți morcovii, îți necăjii, îți... Așa cum... Bine, la stânca nu-i nimeni așa. Asta numai așa prin cara și pe undeva. Și să nu zic timp mi s-au arat, ca să nu dau în bară și eu, da? Tânărul Cristi. Și intru în alte biserici. Și acolo, închinarea este dinamică. Uai, imediat mă simt mai bine. Și să mai spun un secret. Și predic mai bine. Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. O biserică convinsă de puterea laudei, nu cântă oricum. Ci cântă pasionat. Cântă pasional spre slava lui Dumnezeu. Ăștia cântau cântări de laudă și imediat ce au început cântările de laudă, Dumnezeu a venit în mijlocul lor, pentru că, repet încă o dată principiul ăsta, regula divină, Dumnezeu este atras de laudele noastre precum fluturul și fluturii sunt atrași de lumină, de lumina, eu știu, stâlpului și al luminii de pe stradă, lămpilor de pe stradă. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Israel, glorie lui Dumnezeu. Fă și tu așa, când viața îți rezervă surprize neplăcute, roagă-te și cântă cântări de laudă spre slava lui Dumnezeu. Nu te poci. Nu intra nici în panică, nici în depresie, că îți faci mai rău, cântă cântări de laudă spre slava lui Dumnezeu. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile, s-au dezlegat toate legăturile fiecăruia, asta era un cutremur supranatural. Cutremurul natural distruge clădiri. Distruge clădiri. Omoară oameni. Asta era un cutremur supranatural, s-a scutuit bine temnița, penitenciarul, toate ușile s-au deschis, toate cătușile și ele s-au desfăcut și au zis ce se întâmplă mai departe. Temnicerul s-a deșteptat. Dormea. Ăsta era roman. Roman, român, aproape același lucru. Dormea în timpul postului. În timpul slujbei, în timpul serviciului. Temnicerul s-a deșteptat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, să-și facă harakiri, căci credea că cei închiși au fugit. Și acum atenție. Dar Pavel a strigat cu glas tare să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Dar cum pentru mine versetul 28 din Fapte 16 este un verset miraculos. Când Pavel spune să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Mie îmi spune că Pavel și Sila n-au ajuns la întâmplare în pușcărie. Ci ei au ajuns acolo cu un scop. S-au rugat, au predicat și au cântat. Și știți care este miracolul? Când s-a deschis, când a venit Dumnezeu în pușcărie și toate ușile s-au deschis și toate cătușele au căzut, spre surprinderea temnicerului și spre surprinderea mea, niciunul n-a părăsit pușcăria. Acum, dacă miracolul ăsta s-ar întâmpla la Popa 7, pe strada Popa 7, unde este pușcăria mare din Timișoara, sunt acolo vreo 1100-200 de deținuți. Dacă Dumnezeu ar vizita și pușcăria aceea și printr-un miracol toate ușile s-ar deschide larg și toate cătușele s-ar rupe și ele și toți polițiștii și milițienii și gardienii ar cădea și ei pe spate și ar fi amețiți și leșinați, vă pun o întrebare. Câți cântărnițați și pușcăriași și hoți
ar mai rămâne acolo. Dar vă spun, cei ce s-au pocăit între timp. Cei ce s-au pocăit între timp. Amin. Și de ce mi se pare mie miraculos versetul 28? Biblia spune aici, așa, doctorul Luca, Pavel strigă, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Acum aș vrea să mă apropii de încheiere. Evanghelia ne este dată. Tocmai ca să nu ne facem niciun rău. Când Pavel îi strigă temnicerului să nu-ți facem niciun rău, ăsta de fapt este mesajul Evangheliei pentru fiecare dintre noi. Ori de câte ori cineva este chemat la Evanghelie, ori de câte ori cineva ascultă Evanghelia, Domnul ne cheamă să credem Evanghelia și Evanghelia ne este dată cu un scop foarte bine definit. Tocmai ca să nu ne mai facem niciun rău. Amin. Amin. Pavel i-a predicat și i-a strigat demnicerului care a văzut că vrea să se omoare. Să nu-ți faci niciun rău. Evanghelia ne este dată tocmai pentru a nu ne mai face rău. Predicatorii predică și aduc cuvântul lui Dumnezeu în ființa noastră ca să nu ne mai facem rău. Orice om care se confruntă cu Evanghelia, Dumnezeu îi trimite Evanghelia ca să nu-și mai facă rău. Temnicerul ăsta, care se pare că era unul dintre conducătorii penitenciarului, dormea. În timp ce Pavel și Sila se rugau, cântau și predicau, individul acesta dormea. Temnicerul, în urma cutremurului, s-a deșteptat. Și când a văzut temnița deschisă, ușile deschise, cătușele căzute, a vrut să se sinucidă, pentru că legea în armata romană din vremea aceea era foarte strictă. Dacă ți se încredința un deținut și fugea, răspundeai pentru el cu viața. Viață pentru viață. Dacă dispărea deținutul, plăteai cu capul. Moartea te aștepta. Și el a știut. Și deja se pregătea să se sinucidă. Pentru că sindromul ăsta de sinucidere apare la oamenii disperați. Apare la oamenii care intră în panică. Apare la oamenii îngroziți de spaimă. Am primit zile trecute un telefon de la o cunoștință de aici din Timișoara și vă rog, rugați-vă, pentru că verișorul meu a încercat să se sinucidă. Și și-a tăiat brațul și venele de la ambele brațe de vreo 10 ori. Și tot mai reușit. Slavă Domnului! Însă are complexul acesta de suicid și vrea să se sinucidă. Oamenii care intră în panică, oamenii care intră în depresie, sunt în stare să facă lucruri și gesturi necugetate și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă când Pavel își dă seama că temnicerul acesta vrea să se sinucidă, îi strigă cea mai bună veste și spune să nu-ți faci niciun rău. Frate, surori, știți ce făcea individul acesta înainte de cutremur? Dormea. Să vă spun, toți ceilalți deținuți îl ascultau pe Pavel și pe Sila rugându-se, cântând și predicând. El, temnicerul, făcea nani-nani. Nu-l interesa. N-avea chef de așa ceva. Era plictisit de biserică, plictisit de cântare, plictisit, ia mai lăsați-mă cu rugăciunile în pace, dormea. Știți însă, își făcea cel mai mare rău. Când un om nu este interesat de rugăciune, își face mare rău. Când un om nu este interesat de cântările de laudă, își face un mare rău. Când un om nu este interesat de Evanghelia lui Iisus Hristos, își face cel mai mare rău. Orice om care nu ascultă și nu se supune Evangheliei, își face cel mai mare rău. Oamenii nemântuiți, cât timp rămân nemântuiți, își fac cel mai mare rău. Ăsta credea că a dat lovitura, că doarme în timpul serviciului. De fapt, își făcea cel mai mare rău. Și când Pavel vede că vrea să se sinucidă, se duce din rău în mai rău, strigă să nu-ți faci niciun rău. Să spun încă un miracol pe care l-am găsit în Fapte 16. În temniță era întuneric și totuși Pavel și Sila vede ce urmează să facă temnicerul. Vede că vrea
să se sinucidă. Oare cum o fi văzut? Că era întuneric acolo. Spune foarte clar Scriptura. Era la miezul nopții. Era, își dau seama, Dumne, deci văd, ăștia înțeleg ce urmează să facă ăsta temnicerul, că nu era lumină, rețineți, după aceea temnicerul cere lumina și îi spune aduceți o lumină, aduceți o lumânare, aduceți un felinar, după ce își dă seama, după ce este salvat și după ce aude strigătul lui Pavel să nu faci niciun rău, atunci cere lumină. Dar Pavel văzuse intenția acestui om și strigă să nu-ți faci nici rău. Pavel vede în întuneric. Știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu are ochi de pisică. Asta înseamnă că Dumnezeu vede în întuneric. Și exact așa se întâmplă. Slavă Domnului! Și am învățat de la tatăl meu zical o vorbă persană, un proverb persan pe care unii dumneavoastră știți. Într-o noapte neagră, pe o stâncă neagră, o furnică neagră, Dumnezeu o vede. Dumnezeu vede și în întuneric. Dumnezeu vede când vrea să-ți faci rău și în această seară strigă să nu-ți faci nici un rău. Atâta timp cât refuzi Evanghelia, îți faci cel mai mare rău. Atâta timp cât nu vrei să cânti cântări de laudă, îți faci cel mai mare rău. Atât timp cât nu te interesează, repet, rugăciunea, îți faci cel mai mare rău. Cel mai mare bine ți-l faci, știi când? Cel mai mare bine ți-l faci atunci când crezi Evanghelia. Cel mai mare bine ți-l faci atunci când îl primești pe Iisus Hristos în inima ta ca Mântuitorul tău și Dumnezeul tău personal și Domnul să-ți ajute la lucrul acesta. Să nu-ți faci nici rău, spune Apostolul Pavel și Sila temnicerului. Și când îți faci rău, când nu-L cauți pe Dumnezeu, îți faci cel mai mare rău. Când nu-L cauți pe Dumnezeu, îți faci cel mai mare rău. Exact așa s-a întâmplat cu temnicerul. Necântând, trebuie să mă repet, îți faci cel mai mare rău. Nerugându-te, îți faci cel mai mare rău. Nepocăindu-te, îți faci cel mai mare rău. Neiubind, îți faci cel mai mare rău. Lăsând în inima ta și în interiorul tău să crească lăstar de amărăciune, îți faci cel mai mare rău. În această seară, Duhul Sfânt îți spune să nu-ți faci nici un rău. În alte cuvinte, știi când îți mai faci un mare rău? Nebucurându-te, refuzând să te bucuri. Când refuzi să te bucuri, știți că Satan este un mare hoț al bucuriei. Și încearcă să-ți fure bucuria. Te supără cineva, te-a călcat cineva pe picior, ți-a spus cineva, ți-a dat o uitătură, știi, cu stângul și nu cu dreptul. Și știi, și s-a uitat la tine cum nu ți-a plăcut ție și ți s-a adresat cum și ți-a dispărut bucuria. Păi exact asta vrea diavolul. Să te trimită în depresie, să te trimită în boală, pentru că în momentul când nu te mai bucuri, de fapt ție îți faci un mare rău. În momentul când nu vii la închinare în casa lui Dumnezeu, ție îți faci cel mai mare rău. Știți care este tendința depresivilor? Să se izoleze. Tendința oamenilor depresivi, bolnavi, sunt să se izoleze. Și atunci rămâne închis în casă. Tendința ucenicilor lui Iisus este să vină la părtășie cu biserica. Și exact asta facem noi, duminică de duminică, nu mai rămânem izolați în lumea noastră, în pătrățica noastră, în cercul nostru. Să știți că șmecheria secolului 21, una dintre ele, bine, sunt multe altele, este că încearcă să ne izoleze. Și îți vă dau un exemplu pe care dumneavoastră știți și poate că și experimentați. De exemplu, la noi în casă sunt trei televizoare. Trei televizoare. Și știți care este chestiunea? Fiecare la televizorul lui și în camera lui. Suntem în aceeași casă, dar fiecare la televizorul lui în camera lui. Și ce înseamnă asta? Izolare. Te-ai izolat. Tu ești familie. Dar fiecare, știi, ne vedem la masă așa, ne intersectăm prin bucătărie. Am dreptat. Ne vedem pe acolo. Că în rest suntem ba la servici, ba la televizor, ba la școală. Și suntem izolați. Și asta este șmecheria, știi? Să ne izoleze. Să nu mai avem părtășie cu Dumnezeu. Să nu mai avem părtășie unii cu alții. Mi-a zis un pastor acum 2 ani când el a fost aici. Greg, pastor Greg, dacă v-am mai adus aminte de el. Am fost în urmă cu câțiva ani aici. Și când l-am vizitat în casă, zice Daniel, ce m-am prins, care e șmecheria secolului 21, care? Zice, ne izolează diavolul. Deci, orice fiica mea e la televizor în camera ei, deci eu sunt la televizor în camera mea, nevastă-mea la televizor în camera ei, în bucătărie sau în living. Sau...
Zice, fiecare suntem în lumea noastră, dar izolați. Știți care este dorința vrăjmașului? Să ne izoleze, să nu avem părtășire. Însă puterea lui Dumnezeu întotdeauna este în mijlocul bisericii care laudă, care se roagă, care îl cântă, care se închină, care este în meditație. Dumnezeu în acea seară spune, oprește-te, să nu-ți mai faci niciun rău. În alte cuvinte, pocăiește-te astăzi, că altfel îți faci un mare rău. Primește-L pe Iisus Hristos în inima ta, că altfel îți faci un mare rău. Închei spunând încă un lucru care mi-a atras atenția, asta nu mi-aparține, însă l-am colegi și eu de la alții mai luminați decât mine. Trei lucruri în viață sunt irevocabile. Trei lucruri în viață sunt irevocabile. Timpul, vorbele spuse și ocazia. Astea sunt irevocabile. Timpul. Vă rog ceva pe toți care aveți timp mult. Nu omorâți timpul. Și de ce? Nu-l mai înviezi niciodată. Astea sunt trei lucruri în viață irevocabile. Timpul, vorbele spuse, ai grijă ce vorbe spui la adresa lui, a ei și la mea. Și și la lui, și și la lui. Ai grijă, știi? Pentru că vorbele spuse nu le mai poți retrage. Gata. Și fii atent încă ceva la ocazie. Dumnezeu în această... Astea sunt irevocabile. Le-ai pierdut sau dus poate pentru totdeauna. În această seară este ocazia ta să te pocăiești. În această seară este ocazia ta ca și a temnicerului să de azi înainte să nu-ți mai faci niciun rău, ci din potrivă de azi înainte să începi să-ți faci numai bine crezând Evanghelia lui Iisus Hristos și practicând Evanghelia lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Auziți? Alte trei lucruri pe care de data aceasta nu le poți refuza. Nu le poți refuza din viața ta aceste trei lucruri. Liniștea, onestitatea și speranța. De asta nu le poți refuza. De astea avem nevoie fiecare dintre ei. Amin. Amin. Încă trei lucruri care deteriorează viața ta. Orgoliul, aroganța și furia. Orgoliul, aroganța și furia. Și uitați-vă câte familii se deteriorează din cauza orgoliului, a aroganței și a furiei și a mâniei. Mamă mâine. Astea sunt trei lucruri care deteriorează viața și auziți, alte trei lucruri care sunt la alegerea ta. Visurile, succesul tău și destinul tău. Astea sunt lucruri la dispoziția noastră. Visurile tale, succesul tău și destinul tău depinde de tine. Și încă trei lucruri vreau să amintesc foarte importante. Trei perle pe care trebuie să le ai în viață. Și ele sunt următoarele. Respectul de sine, dragostea și prieteni adevărați. Astea sunt trei perle de care avem nevoie în viața noastră fiecare dintre noi. Însă mă întorc la primele trei lucruri pe care le-am enunțat. Trei lucruri în viață sunt irevocabile. Timpul, vorbele spuse și ocazia. Temnicerul din Filipii a avut ocazia vieții lui. Și când a auzit strigătul lui Pavel să nu-ți faci niciun rău, l-a luat pe bun. L-a crezut pe Pavel, că Pavel spune adevărul, atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Să nu-ți mai faci niciun rău. În momentul când nu iubești, de fapt îți faci cel mai mare rău. În momentul când refuzi pacea din inimă, îți faci cel mai mare rău. În momentul când nu vrei să fii plin de Duhul Sfânt, îți faci cel mai mare rău. În momentul când nu vrei să crezi Evanghelia lui Iisus, necrezând, îți faci cel mai mare rău. Nesfințindu-te, îți faci cel mai mare rău. Repet, nebucurându-te, nelăudându-L pe Dumnezeu, îți faci cel mai mare rău. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Duhul lui Dumnezeu în acea seară ne spune și nouă, să nu-ți faci niciun rău. Să nu-ți mai faci niciun rău. Până acum ai stat la intersecții de drumuri ale vieții tale și n-ai știut ce să faci. În această seară, Duhul lui Dumnezeu spune, să nu-ți mai faci niciun rău.
Crede în Iisus. Amin. Pocăiește-te. Amin. Supune-te cuvântului Lui. Botează-te. Și îți faci cel mai mare bine. Primește-L pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Și îți faci cel mai mare bine. Urmează-L pe Iisus Hristos toată viața ta. Și îți faci cel mai mare bine. Și temporar, și etern. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Amin. Amin. Să ne ridicăm.